Constantin Niculescu, președintele Consiliului Județean, este de părere că județul nostru a trecut cu bine de avertizarea pentru Ninsor și Viscol. Cea mai afectată zonă din Argeș a fost partea de sud, unde s-a intervenit cât se poate de eficient. Probleme mai mari ar fi fost dacă și partea de nord a județului ar fi avut nevoie de aceeași atenție. Anumite tipuri de utilaje, cum sunt frezele, sunt cam puține pentru... Mă refer că acum, dacă ar fi fost tot județul afectat și zona de nord și zona de sud, frezele nu erau suficiente. Deci se dovedește că nu avem încă o dotare total corespunzătoare pentru fenomene mai deosebite. Avem pentru fenomene normale. Autoritățile sunt acum preocupate de următoarea perioadă, când se așteaptă, din cauza topirii zăpezilor, la un val de inundații. Să nu avem o temperatură bruscă în creștere, să avem topire bruscă și după care inundații. Județul nostru, fiind de data aceasta în partea de nord, în mod deosebit, faptul că avem zonă montană și submontană, dealuri multe, cunoașteți că pe albiilor câteva râuri care nu sunt sistematizate, am avut de fiecare dată probleme și o să avem în zilele următoare discuții cu colegii noștri din zona de nord, că de data asta va fi afectată mai mult zona de nord. Niculescu a ținut să mulțumească celor de la Direcția de Drumuri, care în colaborare cu Inspectoratul pentru Situații de Urgență și Serviciul de Ambulanță și-au făcut datoria 24 de ore din 24.